Bună dimineața. Și a fost potop și vijelie? Că la noi n-a fost nimic, chiar aș putea spune. A plouat. A fost o ploaie de toamnă. Am ajuns și la cumpărături. Sunt eu anesteziat acum, dar m-a enervat unul. Și nu numai, au sărit fanele lui Arafat în capul meu. N-am știut care fane și că e atât de irezistibil domnul. Și am descoperit niște imbecili pe TikTok care își dau cu părerea despre persoanele astea cunoscute de prin țara asta. Dacă tu ești nimeni pe stradă, cum poți să-ți permiți să spui de niște persoane care au făcut totuși ceva sau, mă, au rămas cunoscute zeci de ani că nu e ok ce fac? Dar tu cine ești? Tu ce ai făcut în viața asta? În afară de faptul că stai cu fundul pe un scaun și dai din gură pe TikTok.